Apropo de situația din energie, v-au venit facturile, că tot există discuția aceasta în spațiu public, facturi enorme. Guvernul a anunțat astăzi că va face o verificare și chiar va întoarce facturile cu nereguli. Înțelegem că sunt chiar 2 milioane de facturi. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație? În primul rând, trebuie să spun că este ceva unic la nivel european, a facturile să fie greșite. Industria și-a asumat această greșeală. Multe din aceste probleme sunt generate de o calculare greșită sau de o aplicare greșită a legislației sau o neclaritate ceea ce înseamnă modul în care a fost redactată legislația specifică, așa cum și noi din PSD am subliniat la momentul respectiv. Acum este clar că trebuie să găsim o soluție. Pe de o parte, trebuie ca cetățenii care trebuie să plătească mai mult decât ar fi trebuit, să aibă o cale legală, pot apela la instituțiile statului în acest sens. Protecția consumatorului deja are o echipă care se ocupă în mod specific de acest lucru. ANRE, de asemenea, a dezvoltat o metodologie specifică. În același timp, trebuie să schimbăm legislația pentru a corecta aceste lucruri. Avem o serie de propuneri agreate, în ceea ce înseamnă o anumită formă de plafonare, am putea spune, pentru cetățenii, pentru consumul casnic și o anumită formă de sprijin pentru IMM-urile afectate de aceste facturi uriașe. 2 milioane este prea mult, este de neexplicat, sincer să vă spun, și în sensul acesta poate ar trebui o uniformizare mai clară a tot ceea ce înseamnă acest proces, o digitalizare și o capacitate de a reacționa în avans la aceste probleme. Aici poate și instituțiile abilitate ar trebui să poată fi implicate în tot acest proces pentru a nu exista erori. Erori care, iată, au generat nu doar controverse, dar erori care sunt extrem de apăsătoare și constituie o mare problemă pentru foarte multe familii. Numărul de persoane care pot să mai plătească facturile, care nu mai pot să plătească facturile, a crescut și acest lucru este grav. Micile companii au dificultăți în a plăti la termen facturile respective, adică situația este una extrem de preocupată pentru noi și sperăm ca într-un timp extrem de rapid să se vină cu acele soluții adoptate în coaliția de guvernare. De aceea PSD a fost atât de vocal și, nu știu, în câteva săptămâni imediat a venit cu o propunere coerentă. Adică am înțeles urgența și de aceea am ridicat acest subiect sus pe agenda guvernului și ne dorim ca acest lucru să fie rezolvat cu prioritate. Cine vedeți dumneavoastră vinovat în toată această situație? Eu cred că principala culpă vine de la modul în care a fost redactată respectiva lege și disponibilitatea la dialog a precedentului guvern. La momentul respectiv, PSD venise cu o formulă în Parlament. Poate formula noastră nu era perfectă, dar cu siguranță ar fi redus anumite elemente. Mergea mai mult pe zona aceasta de plafonare pe care urmează să o adoptăm acum. Au fost niște recomandări lansate de către Comisia Europeană, chiar de la începutul toamnei, unde se vorbea clar, inclusiv de posibilitatea scăderii TVA, formulă propusă de PSD, neagreată încă în coaliție, dar este acolo în recomandările propuse de către Comisia Europeană. Deci toate propunerile noastre sunt corelate cu recomandările Comisiei. Eu cred că acolo s-a greșit și guvernul ar fi trebuit să fie mai dispus la dialog și cu experții din domeniu. Acum, asta este realitatea, trebuie să reparăm această greșeală. PSD este obișnuit să repare greșelile, poate comise și de alții în trecut. O să facem acest lucru. Sper ca Ministrul Energiei să fie dispus la dialog și am văzut din partea premierului implicare în așa fel încât să se găsească o soluție cât mai rapid. Vorbim și despre rea credință din partea furnizorilor sau poate au profitat de neregulile pe care, despre care le vorbeați în respectiva lege pentru a umfla facturile la energie electrică, la gaze? Da, eu cred că au fost multe greșeli și cred că instituțiile statului trebuie să reacționeze prompt, amendând, și au fost deja amenzi date companiilor mari din domeniu, deci clar, au fost probleme. Sper că n-a fost rea intenție, dar a fost o greșeală majoră și trebuie să plătească pentru acest lucru cei care au comis această greșeală. Însă există și o problemă pe tot lantul acesta energetic. Noi am spus că din start, ca să liberalizezi piața, trebuie să ai capacitate de producție, trebuie să ai concurență pe piață. Nu exista acest lucru. Astăzi avem un fond dedicat acestui aspect pentru modernizare în zona de energie,
care ar trebui să meargă într-o manieră adecvată. Prea puțin bani din acele sume alocate din Uniunea Europeană au fost cheltuite până în prezent. Deci să lansăm apeluri de proiecte, de să implementăm PNRR. De aceea noi am fost partizanii menținerii plafonării anterioare pentru 6 luni, cum prevedea și legislația europeană. Nu s-a dorit la momentul respectiv, eram în opoziție. Astăzi poate este un pic cam târziu să relansăm acea procedură europeană. Am găsit această soluție de avarie pentru următoarele 2 luni de zile, care corectează o parte din probleme, însă, din nou, cum am spus, trebuie să facem mult mai multe lucruri. Creștem producția, să reducem profiturile uriașe făcute de anumiți distribuitori, să ne asigurăm că facturile sunt calculate într-o manieră corectă și rezonabilă. Sunt multe demersuri în paralel și aici guvernul, ansamblul său trebuie să se implice și, în mod special, Ministerul Energiei trebuie să facă mai multe lucruri în acest sens.